Anunț de ultimă oră al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. A fost emisă o avertizare cod roșu și o avertizare cod portocaliu de inundații pentru mai multe râuri din țară. Care sunt zonele afectate? Ploile și vremea rea continuă să facă ravagii în România. În urmă cu puțin timp, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod roșu și o avertizare cod portocaliu de inundații pentru mai multe râuri din Timiș. România se află sub avertizare cod roșu și portocaliu de inundații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor informează că avertizarea cod roșu este valabilă miercuri între orele 8 și 14. Ca urmare a programării viiturilor formate anterior în amonte, se vor produce creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de pericol, faza a doua de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice, Bârzava, sector aferent, Gătaia, județul Timiș. Este în vigoare și un cod portocaliu de inundații. Potrivit specialiștilor, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, se vor produce creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de inundație, faza a doua de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice. Ardeal și în Banat au fost emise mai multe avertizări de averse și vânt puternic. În județele Caraș-Severin și Hunedoara, vântul va sufla cu putere în rafală de 90-100 de km pe oră. Codul galben este valabil până la ora 14, în timp ce în alte zone ale țării este cod galben de ploi, valabil până la ora 12. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru miercuri 26 aprilie. Potrivit specialiștilor, vremea se va răci în toate regiunile din țară și sunt șanse mari de precipitații în multe regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 17 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 2 și 10 grade Celsius, relatează spynews.ro.